trecut Crăciunul și totuși vremea se menține deosebit de caldă pentru această perioadă. Meteorologii anunță pentru acest sfârșit de săptămână temperaturi în creștere, valori mai mult ridicate decât ar fi normal pentru un sfârșit de decembrie. Vremea va fi frumoasă și caldă în vestul, centrul și nordul țării, unde cerul va fi mai mult senin și numai dimineața și seara izola va fi ceață. În sus și est vor fi norări temporare și înainte de a se ridica ceața, este posibil să apară și burnița. Sâmbătă vremea va fi din nou caldă pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu norări în sudul și estul țării, unde dimineața și seara local va fi prezentă din nou ceața asociată cu burniță sau fulgheri trecătoare. Cu totul izolat vor fi condiții de producere a poleiului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor avea valori între 0 și 2 grade în zonele cu ceață persistentă din Câmpia Română până la 13 grade la Timișoara, poate și mai mult în dealurile de vest. Luni cerul va fi mai mult noros în sudul și estul țării, unde local se va semnala ceață și trecător vor fi burnițe sau fulguieli. În restul teritoriului, înorările vor fi temporare și izolat vor fi precipitații slabe, predominant ploi, cel mai probabil spre seară. Cu totul izolat vor fi condiții de formare a poleiului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0-2 grade în zonele cu ceață persistentă, mai ales din sud și sud-estul țării. Astfel, sâmbătă se vor înregistra la Bolintin și Mihăilești minus 7 grade, Ghimpați, Hotarele 8 grade, la izvoarele Comana 9, iar la Giurgiu vom avea 10 grade Celsius. Duminică se vor înregistra la Bolintin, Mihăilești, Ghimpați și Hotarele 1 grad, izvoarele Comana și Giurgiu 2 grade Celsius. Aceleași temperaturi vor fi valabile și pentru luni. Vântul va sufla cu o viteză de 6 km pe oră din direcția vest-nord-vest. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercuri, iar umiditatea de 93%. Apele Dunării sunt în scădere cu 2-12 cm, cota probabilă fiind 25 cm.